Muzeul Național al Unirii Alba Iulia prezintă miercuri 2 martie de la ora 11 exponatul lunii martie. Cu această ocazie va fi expus un fragment din Zbornicul Slavon apărut la Sebeș în anul 1580. Deși fragmentară, tipăritura recent identificată prezintă o importanță deosebită, fiind o raritate bibliofilă, transmit reprezentanții muzeului. La ora actuală, incluzând fragmentul de la Alba Iulia, sunt cunoscute doar 17 exemplare ale Zbornicului Slavon. Piesa va fi expusă în perioada 2 martie-3 aprilie 2016.